Obturațiile de compozit sunt practic carii care au fost sau existat la nivelul dinților frontali și sunt astupate cu un compozit de culoarea dintelui care la o lampă specială se întărește. Marginele aderă de marginea dintelui în zona în care s-a format cavitatea respectivă preparată de medic. Aderența asta în timp se pierde, se creează o nișă foarte mică între compozit și marginea dentară. E, în zona aceea, în principiu, este interzisă procedura de bleaching pentru că ajunge materialul exact în fisura respectivă. Este foarte nociv, este foarte acid, e foarte puternic, poate provoca leziunea nervului. Din punctul meu de vedere, obturațiile respective trebuie înlocuite, făcute legea artis, adică ca la carte, închiderile să fie perfecte, și abia după aceea să se facă procedura de bleaching.